27 iulie Mintea orientată corect Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbele 22 cu 6 Pentru a avea putere și sănătate, asemenea trupului, mintea are nevoie de o hrană curată. Oferiți-le copiilor subiecte înalte și nobile de gândire, într-o atmosferă curată și sfântă, Mintea nu va deveni egoistă, frivolă și trivială. În timpul în care trăim, tot ce este fals și superficial este înălțat mai presus de ceea ce este real, natural și temeinic. Mintea trebuie păstrată departe de tot ce ar putea să o orienteze într-o direcție greșită. Ea nu trebuie încărcată cu povești ieftine care nu aduc niciun aport la dezvoltarea capacității intelectuale gândurile vor avea același caracter ca hrana care este pusă la dispoziția minții. Îndrumarea copilului, pagina 188 Valorificând corect timpul Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele. Roman 13 cu 13 și 14 Talentul timpului este prețios. Fiecare zi ne este încredințată pentru ca noi să o administrăm și vom fi chemați să dăm socoteală pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie folosită pentru slava lui Dumnezeu și dacă dorim să ne prelungim viața, dacă dorim să câștigăm o viață tot atât de lungă precum este viața lui Dumnezeu, trebuie să-i oferim minții o hrană curată. Niciun moment care ar fi putut fi o bună mărturie în favoarea noastră la judecată nu trebuie să fie irosit. Minte, caracter și personalitate, volumul 1, pagina 358.